Administrația municipiului Baia Mare a anunțat intenția de a majora din 2017 taxele și tarifele pentru mai multe servicii oferite de primăria orașului. Ideea nu este văzută cu ochi buni de reprezentanții din Maramureș și ai Partidului Ecologist Român, însă nu se pronunță fără a avea mai multe informații din partea economiștilor din primărie. Vrem să facem o analiză, să vedem exact cât din bugetul local reprezintă taxele de la persoane fizice, cât de la societăți comerciale. Să vedem exact ce avem firme și practic și un inventar al investitorilor și al firmelor pe care le avem noi în Baia Mare. Nu sunt pentru creșterea taxelor, dar vom vedea care este soluția până la urmă și din punctul meu de vedere cel mai mult ar trebui să crească numărul de investitori în Baia Mare pentru ca sumele colectate să vină de la societăți comerciale și nu de la persoane fizice. Declarațiile au fost făcute la ultima conferință de presă a PER Maramureș, ocazie cu care s-au făcut scurte comentarii și referitoare la majorarea recentă a salariilor celor din sănătate și educație. Problema este că salariile sunt pe perioadă nedeterminată, iar economia la noi este cam pe perioadă determinată. Ce garanții avem că această economie va merge peste un an sau doi la fel de bine ca anul acesta? Și pe undeva s-ar putea să apară asemenea lucruri. Și aici e vorba de coșul minim. Coșul minim, care la nivel european e în jur de 1700-1800 de lei în bani românești, la noi e 900. Ca să pot să cresc peste limita de sărăcie care se adâncește în România, trebuie să duc mai sus. Ca să duc mai sus, trebuie să cresc și salariile. Cristian Anghel a mai spus că aceste majorări ale salariilor produc un anumit deficit bugetar. Pe de altă parte, consideră că un guvern nu are voie să se plângă că nu are din ce plăti salariile, ci să găsească soluții.